Rapla Plus are anul acesta un buget record de 1 miliard de lei, în timp ce pentru Rapla Classic au fost alocate 300 de milioane de lei. Ministrul Mediului a declarat că își dorește ca în următorii ani să finanțeze doar achiziționarea de mașini electrice prin acest program. În 2016, în România s-au achiziționat doar 39 de mașini electrice și aceste cifre au tot crescut. În 2020 ajunsesem la peste 2400, în 2021 am avut peste 10.000, în 2023 am avut peste 11.000, în toți acești ani am finanțat peste 38.000 de autoturisme pure electrice. În acești 20 de ani, Ministerul Mediului, prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, a reușit să scoată din circulație peste 1 milion de autovehicule vechi, poluante, și de asemenea, prin intermediul acestui program, s-au achiziționat peste 700.000 de mașini noi. Acest program vine în sprijinul dezvoltării pieței auto din România, a înverzirii, a curățării parcului auto național și suntem bucuroși pentru acest lucru. Fabrica de automobile Ford Otosan Craiova va fi primul producător de vehicule electrice din România, iar suplimentarea bugetului pentru Rabla Plus încurajează producția autohtonă, susține conducerea companiei. Într-un viitor mai verde și am anunțat deja că vom fi primul producător de vehicule electrice din România. Sper să văd cât mai multe produse fabricați în România în timpul drumurilor mele în țara în viitorul apropiat. Infrastructura de încărcare publică care trebuie dezvoltată într-un ritm constant pe termen mediu și lung, astfel încât adopția către o mobilitate verde să se producă cu un sentiment de încredere al cumpărătorului. Pentru casarea unei mașini mai vechi de 15 ani, bonificația este de 7.000 de lei, iar pentru două mașini ajunge la 10.000 de lei. Cei care doresc să achiziționeze o mașină electrică vor primi cel mult 5.000 de euro, adică jumătate față de edițiile precedente. În plus, valoarea maximă a automobilului nu poate depăși 70.000 de euro. Rabla Classic împlinește anul acesta 20 de ani. Sunt și 9 ani de când se derulează Rabla Plus.